Salut tuturor și bine v-am regăsit la primul episod din Volta Football. Astăzi începem povestea și o să vedem cât de interesantă este. Am jucat și The Journey. Nu mi-a plăcut chiar atât de mult, dar acum The Volta vine cu o poveste nouă și vine de asemenea cu nou mod de joc, ceea ce este super, super tare. Haideți să lăsăm acolo un like pentru primul episod de Volta, să strângem acolo peste 2000 de like-uri, 3000 de like-uri, ar fi foarte, foarte tare. Haideți să-i dăm drumul să vedem despre ce este vorba. Știți că am mai jucat puțin în demo, dar probabil că nu se... adică e foarte puțin. Acum... gameplay-ul durează destul de mult, nu știu cât o să dureze gameplay-ul în sine. Ok, noi trebuie să ne alegem un jucător de aici, chiar nu știu pe cine să aleg. Uite, pe ăsta cu pantalonii roz, pare amuzant, îl luăm pe ăsta cu pantalonii roz. First name o să punem Răzvan, așa, sinner și known as sinner, naționalitate, no, noi suntem români, băi. Stai așa. Că aici s-au schimbat unele lucruri și România, alegem România și dăm advance și cred că o să ne costumizăm noi tot acest personaj și după aia cred că o să înceapă povestea, adică sper să nu mă înșel, dar cam așa pare să fie. Îl costumizez acum și mă gândesc cum să-l fac, frate, cu plete, uite, pot să-i pun coadă, asta zici deja că-i fată. Putem să-l facem Chelios. Cheliosul, așa cu breton, șmecher. Ăsta zici că e Royce, nu știu, habar n-am. Trebuie să găsim ceva bun. Uite, ăsta pare ok, hai să-i punem și șosete, frate. Păi de ce nu? Deci șosete, avem de ales. Hai să-i lăsăm pe ăstea lungi. Și Adidas. De ce sunt ăștia roz? Orange football boots, o să-i lăsăm pe orange, pentru că pare mai ok. Orange, putem să-i punem și tatuaje, dar nu o să se vadă. Animații, oh! Hai să luăm o animație specială pentru noi, worm. Deci o să fim, ia, ce tare asta, Spanish dance. Și asta e tare, bă, chiar nu mă așteptam. Asta a mers în mâine, e clar, deci asta e potrivită, deci asta este potrivită. Ce putem să mai schimbăm la față pe aici? Nu știu dacă are rost să-i schimbăm înfățișarea, așa-l faci în chinez. Uite, ăsta îmi place ăsta, cred că lăsăm așa. Body, ok, hai să pun cât am eu. Deci 1.81, cam așa. Și 72 de kilograme. Ha, mă, lasă-mă să pun 2. Deci îl fac fix ca pe mine, ești nebun? Nu pot să pun 2, uitați-vă și voi. Deci nu mă lasă să pun... Gata, am pus. Attacker pe dreapta. Gender clar, suntem băieți. Ia să vedem pe... atâta putem să facem. Și informații le-am făcut deja. Am uitat să le fac astea la început, dar uite că le-am făcut acum și cred că e gata să începem povestea, primul meci. Și astea. Ok, m-am prins acum, sunt mai multe eventuri și aici pot să dau start la story. Hai să-i dăm start la story să vedem cum este story-ul, cât o să dureze, sunt chiar curios cât o să dureze, dar aș vrea să-l fac pe tot, sincer, aș vrea să fac tot story-ul. Dacă vreți și voi chestia asta, știți ce trebuie să faceți, un like și se rezolvă. Nu știu cât așteptăm aici. EA Sports present! Nice! Ne antrenăm și noi puțin pe aici, nu? Hai, nu spune că am obosit deja. Și cred că încăperea asta e un teren de fotbal ceva. Adică, ce ar putea să fie? Haide, intrăm și noi. Warehouse. Ia uite ce se joacă băieții. Uite, ne asurtăm. Ne asurtăm. Ia uite ce știe fata, ești nebun?
mă simt ca la, ca în curtea școlii, ești nebun? Și voi jucați așa, în curtea școlii, frumos, pac, pac. What about the ball? Cold defending, mate. You're doing actual football. Maybe you're just mad because I panned you again. Nu știu dacă pot să dau subtitrările, ar fi destul de frumos să le dau. Seriously, every time this one fronts. O să le pun după aia. We're here to play, so let's play. All right, let's play. All right, newbie, you get lost. Welcome to J10. Revy, you're late. Cred că squadul ăsta se numește J10, din ce am înțeles. Get on. Get on. Deci am intrat și deja într-un squad, într-o echipă ceva. Bun. Haideți să punem și subtitrările, pentru că sunt foarte importante ca să înțelegem story mode-ul. Am pus și subtitrările, acum o să vedem. Cred că o să opresc muzica ca să nu avem probleme cu copyright-ul, gen să nu ne dea videoclipul jos sau mai știu eu ce FIFA. Dar acum este tot ok. Vedem că jucăm 5 în echipă și noi avem 69 overe. Deci echipa noastră este în dreapta, practic. Ah, eu sunt... Cred că joc cu toată echipa. Da, joc cu toată echipa, dacă puteți observa. Ia uite, ăla e îmbrăcat ca lumea. Tackle frumos acolo. Contra-atac pentru ei. Nu. Și durează destul de puțin ăstea. Asta este partea bună. Este partea... Bine, Sid. Apără Sid. Bă, deci chiar mă simt așa, gen... n-a trecut acolo fătușca. Bine, Jepson. Și noi care suntem? Ăla din față, nu? Tanaka, bun Tanaka. Jucăm o pasă cu noi. Sinner, frumos. Apărăm aici. Bă, interesant, rău, n-am mai jucat chiar modul ăsta. Ești puțin, ești puțin. Bine, Sid, bine, Sid. Hai, jucăm aici scurt. Uite că-l văd, hai. Pe lângă poartă. Pe lângă poartă, ce aproape. Ce aproape, ia uite, uite. Jonglerii pe aici. Interesant, va trebui să învățăm și noi jonglerii ca să ne ținem, bine. Băi, ești nebun. Ia că iese portarul. Ia că iese portarul. Ai nebunit. Ai nebunit. N-am încercat, a fost aglomerată zona aia. Nu prea-mi place când e aglomerat. Asta este adevărul. Hai și șut. Ce-a scos-o. Scos-o bine, mă. A scos-o bine. Bă, ce s-a băgat în față. Cred că era pe poartă. Ia să vedem. A scos-o iar, mă. Bă, ce portar bun are. Ia și a ieșit și nu, era apărătorul nostru. Ok, bă, îmi place foarte mult. Chiar îmi place. Rabona. Ești nebun? Ați văzut? Centrare din Rabona, frumos. Pac. Amă. Unu la zero, frumos. Nice. Bine, băieții. Mi-a plăcut cum a finalizat. Ia uite, craci. Frumos. Peter Jepson îl cheamă pe acest băiat. Trebuie și noi să dăm un gol, neapărat. Stai, apără. Scoate-o. Bine. Ia să vedem, prindem noi. Frumos, controlăm balonul. Da, Pilei. Bine. Hai, Tanaka. Aolo. Ce a fost aia? Ia, pas aici scurt și am văzut-o în poartă. Nu te cred că am văzut-o în poartă. Vreau să lăsați și un comentariu cu cât să dureze episoadele. Cred că 20 de minute ar fi cel mai potrivit și nu cred că o să editez foarte mult. Hai. Nu, deci de la distanță e foarte greu să dai gol și asta e și în realitate, gen când sunt terenul mic, na. Bun. Cercăm aici. Deci vreau să-mi scrieți în comentarii cât să fie episodul. Mamă, ce mi-a luat fața. Bun, cât să fie episodul. Ok. Bă, măcar am dat noi un great pass. Și oricum contează, cred că destul de mult nota noastră.
performanța noastră și așa. Scrieți-mi în comentarii și vedem cu tot să ținem episoadele. Mă, deja au trecut 15 minute aproape. 2-1, am câștigat. Nu mai bine. Bă, 2-1 pentru noi, nu? Nu mai știu. Chiar nu mai știu. Sper că pentru noi. All right, bring it in. Good session. Still a lot of work to be done. 6 months. That's all we got to prove we deserve a spot in the World Championships. Ooh, e și un campionat. Who's better than us? PSG. And you all sound like every street team I have ever played with. You need to earn a rep in this game. You all talk big. We are still waiting on that invite to Buenos Aires. It's in the post, mate. That's right, foot. Okay. Where are you going? Oh, I was just gonna show the new kid, but I think you should all see this. Right now. Ia să vedem cine arată. Să vedem. Teren afară. Loading screen. Yeah. Hey, oh. We're pretty good. Yeah. Now that is the level we need to be at. I could run rings around anywhere. Ah, iar arătat un video. Credeam că e afară, dar nu, se uitau la un video. These are perfectly molded to my feet. Dude, those are perfect. Mamă, ce Adidas are. Most of you think more about style over function. I can pan any of you in these. Look, Peter. It's Pete. You got mad skill and that's why you're here, but they say one on one. You know these legends? They've been proven they're the best for years because they play as a team. Da, corect. Out there, tricks and skills don't mean nothing if you can't use them to win a game. And you want to build a rep in this game, you gotta win. It is that simple. Now this local tourney we got coming up, perfect place to start. Got it? Yeah, yeah. Să facem cea mai bombă echipă. Facem bombă aici. Avem și portar bun. Chiar avem portar bun. You can also access Volta Skillers. Bă, nu mă interesează să învăț acum pentru că nu o să le țin minte. Chiar nu o să țin minte schemele și așa. Știu în principiu cum se fac, dar nu le folosesc atât de des. Big T, of course. Big T. Oh. Peter. It's Pete. Sid. Parcă chema Pete. Yeah, there we go. And we got one last spot. Alright, this was a tough choice. Manage pe mine. But the final squad member of the tourney is Revy. Oh, you made it. Congratulations. Ah, eu sunt Revy. The rest of you, keep working hard. You will get your chances. Ce mă cheamă Revy? Is this what the future world champions look like? Care to comment? Sure. Stay behind the camera and we'll have a chance of reaching Buenos Aires. Salty. Ooh, sweet. I'm just thinking of you, Jay. I'm sorry, but Sid, she has talent, yes, but the physical strength to compete on the highest level? Why don't you just back off? It speaks. I'll do a lot more than that, bro. Come on, guys. Same Peter îl cheamă. Credeam că îl cheamă Pete. Look. Sid's in. She's our best keeper. Period. Da, chiar apără bine asta. Just your friend. Come on,
Da, e cam așa nervos ăsta, chiar Peter. Deci chiar e nervos, așa, nu știu de ce. Deci ce camera are, ești nebun? Mai ales că ne-a surta, vă zic eu. Let's go show the world what we're about. Deci revine, cheamă, ca să țineți minte. Am înțeles. Bun. Să vedem acum ce mai avem. Deci avem pe aici single match, skill training. Deci va trebui să ne îmbunătățim pe aici. Am deblocat și cred că un tricou. Deci asta este echipa. Deci vedeți, asta este echipa. Și cred că putem selecta cu cine să schimbăm și așa. Ia, să vedem. Bă, hai să dăm Hanoraku jos. Deci dăm Hanoraku jos. Ups. Așa mai de stradă. Bă, arată bine și așa. O să salvăm, o să jucăm. O să mai schimbăm pentru că o să mai primim chestii și așa. Ați văzut echipa. Ați văzut care-i faza. Nu știu dacă să mai jucăm un match. Haideți să mai jucăm un match, să continuăm story-ul de la Volta. Volta Tournaments, completing Volta Tournaments to earn additional Volta Coins. Different tournaments are available across the Volta world in many forms and types. Knockout, win streak or progressive. Ah, ok, deci o să avem multe meciuri, multe meciuri. Round 1. Ok. Ah, cred că ăsta e un turneu sau ceva. O să vedem. Știți ce? Oprim primul episod aici. Urmează în episodul următor să ne băgăm aici tare. Evoluăm caracterul. Vedem ce se mai întâmplă în poveste. Lăsați un like. O să vină episodul următor cât mai repede dacă lăsați acolo un like. Eu am fost Sinner și ne vedem data viitoare, lume. Pa, pa!